Mai taie-mi. Mai mult? Da. Cineva mănâncă cozonac mâine. Ia uitați urșilor ce pregătește mama Sita aici. Abia aștept. Și o să mănânc și salată băuf și drob. O să facă și ouă. Wow, ia uitați urșilor. S-a făcut ora 11 și am coborât să mănânc ceva pentru că mi-este foame. Iar primul lucru văd că maica mea a început cu cozonacii. Ăștia doi din mijloc, cică stai mei, pentru că i-am zis să-mi facă pentru mine, i-am zis să-mi facă fără nucă. De ce fără nucă? Pentru că, în primul rând, îmi vine înapoi nuca. Când mănânc cozonac cu nucă, tot timpul îmi vine înapoi și am observat că este de la nucă. Am o sensibilitate, am niște arsuri așa de la nucă. Și, în al doilea rând, pentru că nuca îngrașă foarte mult. Nuca are 650 de calorii pe 100 de grame. Hai, taie-mi! Mai mult? Da. Vă dați seama, 650 de calorii pe 100 de grame, asta înseamnă că dacă bagi vreo 300 de grame într-un cozonac de nucă, consumi vreo 2000 de calorii în plus. Așadar, dacă vreți să economisiți calorii și nu știți cum, și nu țineți neapărat să mâncați cozonacul cu nucă, puteți să scoateți nuca din cozonac și economisiți 2000 de calorii la un singur cozonac. Vă dați seama, 2000 de calorii economisite în câteva zile, în 2-3 zile, cât vrea să mâncați un cozonac. Asta este un pont foarte tare, poate nu v-ați gândit la el, dar credeți-mă, este foarte simplu de făcut și de urmat. Bine, acum vor fi oameni care vor ține morțiși să mănânce cu nucă. Nuca este sănătoasă, într-adevăr, dar are multe calorii și sfatul meu este să încercați să puneți mai puțină sau chiar deloc, dacă puteți. Mamă, cât de bun e! Cât de moale e! Deci nu vă pot explica. Ia uitați. Foarte bun a ieșit. După cum vedeți, la micul dejun am trei felii. Nu este frică să mănânc pentru că aceștia sunt făcuți fără nucă, după cum v-am zis. Au mult mai puține calorii și așteptam de foarte mult timp ziua asta. Cozonaci mănânc decât de Paști și de Crăciun, iar maica mea îi face foarte buni, foarte gumoși așa, exact cum îmi plac mie. Sunt extraordinari. Trebuie să facă și celelalte mâncăruri de Paști, celelalte mâncăruri tradiționale și pe măsură ce vom mânca și va face mâncărurile, vă voi da alte sfaturi cum să vi le preparați astfel încât să scutiți mii de calorii. Ia uite-l cum e. Uitați-vă cât de pufos e și cât de gumos. Extraordinar. Doamne, nebun e. I-am luat sus aici la mine la laptop și lor să-i mănânc așa în tihnă, să-i mănânc ușor, să-i savurez. Este foarte, foarte bun cozonacul ăsta. Probabil că o să mai mănânc și mai încolo. V-am zis, pentru că are mult mai puține calorii decât un cozonac obișnuit, are cu 2000 de calorii mai puțin. Poate nu știați, dar nuca este unul dintre cele mai bogate în calorii alimente. Și acest truc este foarte simplu, da? Nu trebuie să scoateți decât nuca. În rest am păstrat zahărul, am păstrat cacao, am păstrat rahatul. Aseară a tăiat maica mea o grămadă de rahat, cred că a tăiat un kilogram și ceva, 2 kg de rahat. Deci am păstrat toate chestiile dulci. Singurul ingredient pe care l-am scos a fost nuca, pentru că nuca are foarte multe grăsimi, de aceea are 650 de calorii pe 100 de grame. Sunt grăsimi sănătoase, într-adevăr, dar sunt foarte multe grăsimi și mie și vreau să evit grăsimile pentru că o să mănânc foarte mult, foarte multă mâncare zilele astea și nu are sens să bag atâtea calorii în mine când pot să le evit. Și plus de asta v-am zis, mă roade pe gât, am arsuri. După ce mănânc cozonac cu nucă, întotdeauna am arsuri seara și vine așa înapoi mâncarea, e nasolul de tot. Știu o grămadă de băieți din cartier care au brațul, capul și inima de fier, care ar fi vrut să plece până mai ieri, dar fiecare zi stau și trag la brațe și pierd. Jaf Mahal, când îi prins pe ăștia în așa hal, dau pe dropul ăsta și umplem o hal. Mai umplem eu hal, bă, pune pe funșatul. Tequila, tequila, vezi că fac brațul cât capul. Sărițea lămâia e perfect, fac brațe și pierd.